Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Ca de obicei, v-am pregătit multe subiecte interesante pentru următoarele 15 minute. Avem știri de pe glob. Aflăm ce se întâmplă cu oceanele Terei de la Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo severe, iar astrologul Mariana Cojocaru ne va spune ce aduce anul nou chinezesc. Nu lipsește, bineînțeles, prognoza meteo. Să trecem în revistă rapid câteva evenimente din ultima săptămână. După o furtună de zăpadă istorică, un val de aer polar a pătruns pe continentul nord-american și a adus temperaturi sub minus 18 grade Celsius și vânt deosebit de puternic. Un puternic incendiu s-a declanșat în apropiere de orașul australian Perth, alimentat de vântul puternic. Sute de oameni și-au părăsit locuințele. În schimb, locuitorii insulei Georgia de sud pot răsufla ușurați. Uriașul iceberg A68A, desprins cu 3 ani în urmă din peninsula Antarctica și care se apropia amenințător, s-a rupt în mai multe bucăți. Revenim la noi în țară să vedem cum sunt tendințele vremii în următoarea perioadă. Este în vigoare o informare meteo până duminică la ora 10 de precipitații, în general moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și depuneri de polei. În nordul și centrul Moldovei, precum și în zona montană limitrofă, va ninge, dar vor fi și perioade de lapoviță sau ploaie și se va depune, bineînțeles, polei. Se va depune strat nou de zăpadă, iar cantitățile de precipitații vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat. În aceste zone, vremea se va răci, iar temperaturile se vor situa sub mediile climatologic specifice perioadei. Dar haideți să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Iată, în Brașov vor fi în jur de 10 grade, în Cluj 11, în Constanța 8, în Craiova 6, minus 3 grade în Iași, în Sibiu 14, iar în Timișoara chiar 15-16 grade. Cu mai multe detalii revin în câteva minute. Acidificarea oceanelor poate face ca unele specii să strălucească mai tare. Pe măsură ce pH-ul oceanului scade ca urmare a schimbărilor climatice, unele organisme bioluminiscente ar putea deveni mai strălucitoare. Licuriciul de mare, spre exemplu, care folosește trasee strălucitoare pentru a-și atrage semenii, va avea creșteri mai modeste. Însă alte specii își vor crește producția de lumină chiar și de două ori. Despre acidificarea oceanelor aflăm mai multe din rubrica Meteo Dicționar. Aciditatea oceanelor. Acest indicator descrie schimbările în chimia oceanului care se referă la cantitatea de dioxid de carbon dizolvată în apă. O aciditate mai mare afectează și echilibrul mineralelor din apă, ceea ce poate face mai dificilă construirea scheletelor sau cochiliilor de protecție pentru anumite animale marine. Un nou record a fost atins în 2020 pentru temperatura oceanului. Ne explică Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo severe. Oceanul magazinează cam 90% din, să spunem așa, excesul de temperatură din atmosferă datorat schimbărilor climatice. Și cum se traduce magazinarea aceasta? Exact acest conținut de căldură, care e un fel de energie internă a oceanului. Practic, când vrem să construim un astfel de set de date despre temperatura oceanului, sunt mai multe metode prin care putem să măsurăm acest lucru. La nivel mondial există o rețea care se numește Argo și care este formată din senzori, cumva plutitori, dar stau în interiorul oceanului, deci într-o zonă în care ajung la flotabilitate neutră și rămân în zona respectivă. Pot să coboare sau să urce. De altfel, urcă la intervale regulate pentru a-și transmite poziția și pentru a transmite datele. Și probele acestea sunt undeva la 1000 de metri în interiorul oceanului, rămân în aceeași, cât de cât în aceeași zonă și transmit din nou temperatură, salinitate. Tot în aceste de date legate de conținutul de căldură a oceanului intră și ceva care se numește tomografie sonică. Deci, practic, există o sursă sonoră, un receptor și în funcție de viteza sunetului în interiorul oceanului putem să măsurăm alte proprietăți, de exemplu temperatură. Plus date satelitare cu temperatura la suprafața mării. Toate acestea puse împreună, atunci putem să avem un set de date care ne arată ce se întâmplă cu conținutul de căldură în ocean până la în jur de 2000 de metri. Și ce s-a constatat în ultimii ani este această creștere a conținutului de căldură a oceanului până în anul trecut, când anul trecut am avut un record. Practic a fost cel mai mare conținut de căldură. Acest trend crescător în conținutul de căldură se menține din anii 50, anii 60 încoace și în special o creștere accelerată după 1986-87. Deci atunci avem în fiecare an o creștere cu 9,1 zetajuri. Asta înseamnă 10 la puterea 21 joule. Deci un conținut foarte mare de energie în interiorul oceanului.
Oceanul, spre deosebire de atmosferă, înmagazinează căldura aceasta și, de exemplu, în timpul anului, o magazinează în timpul verii și o eliberează apoi spre toamnă, spre iarnă. Și în felul acesta, de exemplu, putem să avem fenomene severe cum ar fi tornadele în regiunea Mării Mediterane spre sud. Dar, în general, este magazinată această căldură provenită din excesul datorat schimbărilor climatice. Plus că oceanul absorbe la rândul lui și o parte din dioxidul de dioxidul de carbon. Cam 30% sunt estimările, asta prin fitoplancton, prin difuzia dioxidului de carbon în ocean. Deci schimbările climatice duc la creșterea temperaturii oceanului. Problema este destul de mare, pentru că odată magazinată această căldură, ea se liberează destul de greu. Și pe de o parte o să crească nivelul mării, asta pur și simplu pentru că avem expansiune termică. Deci mărește apa cumva volumul și atunci, evident, populațiile care stau în regiunea de coastă o să fie cel mai mult afectate. Există o perturbare a ciclului hidrologic. Asta înseamnă că avem mai multă evaporare în anumite regiuni, se schimbă salinitatea, dacă se schimbă salinitatea, atunci se schimbă o serie de circulații în interiorul oceanului, iar aceste circulații, la rândul lor, cum ar fi cea din Atlanticul de Nord, influențează atmosfera. Și apoi, la o scară și mai mare, se schimbă structurile de vreme. Este momentul să vă dau detalii despre evoluția vremii de la noi din țară. La noapte, în sudul și sud-estul țării, vremea va fi în general închisă cu nebulozitate stratiformă sau ceață persistentă cu precădere în zonele joase de relief, asociată pe alocuri cu burniță sau ploaie slabă, condiții în care valorile termice diurne vor fi apropiate de cele normale perioadei. Vor fi în jur de 4 grade în Constanța, 3 grade în capitală, minus 4 în Iași, minus 4 și în Bacău, 1 grad în Brașov, în Târgu Mureș 4 grade, în Cluj la fel și Deva, 5 grade vor fi în Timișoara. Mâine, în Moldova, vremea va fi foarte rece, cu temperaturi negative pe tot parcursul intervalului, în special în nordul regiunii, unde precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. În regiunile intracarpatice, în zonele montane și submontane, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an, iar cerul va fi mai mult variabil ziua. Iată, minus 3 grade în Iași, minus 5 în Botoșani, în comparație cu ce se întâmplă în vestul țării, unde vor fi în Timișoara 15 grade, la fel în Arad, în Oradea 13, în sudul țării, în Călăraș, în jur de 8 grade, 6 grade în Alexandria, 8 vor fi și în Constanța, chiar și în Brașov va fi mai cald decât în Moldova, vor fi în jur de 10 grade, 14 grade, iată, 15 chiar în Sibiu. În capitală, vremea va fi închisă cu nebulozitate de plafon jos persistentă și fără variații termice pe tot parcursul intervalului, respectiv valori în jurul a 4 grade la amiază, 3-4 grade, spre dimineață la fel tot 3-4 grade. Vor fi ceva condiții de burniță, iar la începutul intervalului și noaptea se poate forma ceață. Vântul va sufla în general moderat. Iată că poi mâine și în capitală temperatura crește, chiar dacă vor fi ceva precipitații, 14-15 grade. La munte, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cerul va fi variabil ziua și doar izolat vor fi precipitații slabe, însă în cursul nopții nebulozitatea și aria precipitațiilor vor fi în extindere, începând cu masivele vestice. Vor predomina ploile, însă la altitudini mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Poiana, Brașov și Predeal 9 grade, în Păltiniș 12 grade, în Ceahlău 5, în Sinaia 7, la Stâna de Vale 11 grade. Poi, mâine, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an, în aproape toată țara, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 2 grade în nordul Moldovei și 19 grade în sudul Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. Cerul va avea norări și va ploua în general moderat cantitativ, pe arii extinse în majoritatea regiunilor, iar în zona montană înaltă, mai ales noaptea, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Iată, 17 grade în Constanța, 16 în Călăraș, 3 grade în Iași, 1 grad în Botoșani, 13 în Sibiu, 12 în Brașov, la fel și în Timișoara, vor fi în jur de 12 grade și în Oradea. Peste numai câteva zile va fi anul nou chinezesc. Astrologul Mariana Cojocaru ne-a pregătit informații interesante. Bine ai revenit, Mariana! Intrăm în anul nou chinezesc. Acesta începe pe data de 12 februarie și va fi anul bivolului de metal. Cum influențează anul bivolului de metal zodiacul european? Haideți să vedem imediat. Berbecul are echivalent lunar în zodiacul chinezesc dragon. În anul bivolului de metal sunt vizate cariera și familia.
strică dragul. Taur. Echivalentul este șarpele. Schimbări bruște în carieră, business, probleme care pot să afecteze sănătatea la voi sau la cineva drag. Gemeni. Echivalentul este cal. În anul bivolului de metal, capul și coada dragonului anunță evenimente șoc în regiuni existențiale foarte importante. Rac. Echivalentul este oaia sau capra. Prima pe listă în anul bivolului va fi sănătatea și pe urmă se conturează schimbări în carieră sau în plan sentimental, adică în dragoste. Leu. Echivalentul este maimuța. Impasuri în dragoste, familie sau copii. Fecioară. Echivalentul este cocosul. Capul și coada dragonului vă pot veni de furcă în anul bivolului de metal. Balanța. Are echivalent câinele. Întrebări legate de orientarea în dragoste, studii și inclusiv pe zona copiilor în anul bivolului. Scorpionul are echivalent mistrețul sau porcul. Cumpene în zona sănătății, dar și pe dragoste, cariera se poziționează la o răscruce de drumul. Săgetător, echivalentul este șobolanul. Nu va fi un an al oportuniștilor în carieră și în dragoste. Capricorn, echivalentul este bivolul. Cum este anul bivolului de metal, capricornilor este și anul vostru. Veți munci mult și sper eu să fie cu spor și sănătate. Vărsător, echivalentul în zodiacul chinezesc este tigru. Blocaje, dorință de deblocare în anul bivolului de metal. Așa veți simți presiunea de mare. Pești. Vă veți simți oarecum debusolați. Echivalentul la voi este iepurele sau pisica și poate anunța probleme în zona dragostei. Sănătatea pare destul de șubredă, iar cariera vrea să fie salvată. Mulțumesc mult, Mariana, pentru toate aceste informații. Să ne întoarcem pe continentul european pentru a vedea cum va fi mâine vremea. Iată, în peninsula iberică, temperaturile se modifică de la o zi la alta, așa cum se întâmplă, iată, și în țara noastră, dar în Madrid se vor păstra în jur de 9-10 grade cu un cer parțial noros. În schimb, în Barcelona și Lisabona sunt așteptate ceva precipitații, chiar dacă temperatura e ceva mai ridicată. 10 grade în Barcelona, 14 vor fi în Lisabona. 0 grade în Londra și în Amsterdam, minus 5 grade, sunt așteptate ceva ninsori acolo și nu puține. În Paris vor fi în jur de 6 grade, sunt așteptate ceva ploi și cerul va fi parțial noros și reprize de soare. În Roma, 14 grade, în Milano în jur de 10 grade și aici se arată soarele, dar vor fi și ceva precipitații. Iată, cald în Atena, dar cer noros cu 19 grade. Vor fi 15 grade în Istanbul, nici aici nu prea se arată soarele, la fel și în Sofia, unde vor fi temperaturi de 14-15 grade. Mergem mai departe să vedem, iată, în Oslo vor fi în jur de minus 7 grade, chiar dacă cerul va fi senin, la fel și în Helsinki. Vor fi ceva ninsori în Stockholm cu minus 4 grade, la fel și în Berlin sunt așteptate ninsori și în Varșovia minus 7, minus 8 grade, minus 9 grade în Kiev, cer acoperit de nori. Sunt ceva ninsori și în Moscova, iar temperatura va fi destul de joasă, minus 12 grade. Să vedem câteva temperaturi și fenomene de pe glob. Doamnelor, domnilor, nu încheiem fără a vedea imaginea zilei. Vă așteptăm și mâine de la aceeași oră, 19:35. Puteți revedea edițiile noastre pe YouTube, bineînțeles ne găsiți și pe Facebook și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.